Acordul de fanfară au răsunat în această seară în toate cartierele orașului. Orchestrele venite din țară și de peste hotare la Festivalul Concurs Național Fanfara Argintie au adunat sorocenii de la mic la mare. Această seară, între orele 17 și 20, fanfarele au evoluat în locurile publice din municipiul Soroca. Cetatea Soroca, Parcul Grigore Vieru, Colegiul Tehnic Agricol, Liceul Ioan Creangă, Uzina Hidroimpex, Magazinul Furșet, Microraionul Soroca 9. Noi приехали из города Камрад, это Гагаузия, юг страны Молдова. Вот приехали со своей программой показать наши достижения в музыке, в духовой музыке и посмотреть на других. Благодарны, что приглашают на такой праздник, что проводят такие праздники организаторы. Я думаю, это украшает нашу жизнь. Фестиваль – это хорошее направление, показывает людям наше искусство, вдохновляет и показывает пример молодому поколению, подрастающему, чтобы это дело не умирало. Astăzi este o zi însemnată pentru orașul nostru, fiindcă soții oaspeți dragi din Vaslui, care au venit să participe la festivalul Fanfara Argintie. Și deja lumea este în așteptarea minunatului concert. Noi suntem o fanfară cu tradiție de ani, din străbunici, care promovăm mai departe fanfară de la Valea Mare. În Vaslui, Moldova, noastră și de aici și de dincolo. Și căutăm întotdeauna să promovăm și melodiile care suntem de la sora noastră Moldova și mergem în continuare întotdeauna cu inima deschisă, cu melodii frumoase, să îmbunătățim sufletele oamenilor. Am mai fost în, nu știu dacă chiar exact în Soroca, dar știu că am mai fost prin zonă, dar în anii exact 91, chiar după Revoluție la noi atunci am mai fost. Și acum, cu mare drag, chiar am vrut să mai revenim pe meleagurile astea de la dumneavoastră. Sorocenii au venit să asculte fanfarele pentru că nu au putut rata o asemenea ocazie, mai ales că nu în fiecare zi pe străzile orașului au posibilitatea să asculte așa muzică. Desigur că ne place, văd că e ceva, e bine. Ne place și muzica din tinerețe, mi-a plăcut și jocul. Am uia valsul ăsta, ia că îi zic omului ăsta, hai și-o întragi un vals și înaintea fantanului, dacă nu-s puteri, numai ne aduc aminte de muzică. Muzica ne-e dragă, că la mine eu tot sunt fior de muzicant. E minunat, cât mai multe ori de-ar fi să fie așa concert, să dea o leacă, să dice o leacă dispoziția la populație, o leacă. Sunt multe neajunsuri acum, ploi nu sunt una alta de acum, dar o leacă măcar ceva, o leacă îi mai pune în mișcare, cu plăcere. Mine inima îmi zâmbește când văd muzica asta. Noi ne aducem aminte anii din tinerețe care am trecut, o muzică frumoasă, aș fi dorit în toată, chiar dacă ar avea posibil, în toată duminica să fie așa frumoasă, ca, într-adevăr, ca înainte primii. Să gătești că fanfara Argintie să fie mâine. Mâine o sărbătoare, zic Doamne, mâine să fie o sărbătoare foarte interesantă, cu multe raioane a Moldovei care vin, din Ucraina oaspeți, la România să avem oaspeți. Ne bucurăm foarte mult. O să fiți prezentă mâine și în piață? Numai decât. În 10 iunie, pe Piața Libertății, în cadrul festivalului, vor evolua fanfare din raioanele Soroca, Șoldănești, Combrat, Leova, Ștefan Vodă, Căușeni, Orhei, Tiraspol, Sângerei, Florești, Criuleni, Drochia, Rezina, fanfara de la Valea Mare, Comuna Ivănești, Județul Vaslui și fanfara din Stamate, Comuna Fântânele,
județul Suceava, România. Orchestra militară a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova, dar și fanfara din satul Cacicovca, raionul Iampol, Ucraina. Suntem astăzi, sâmbătă 9 iunie, de fapt pe ultima 5 metri festival ne dispare de ziua de mâine. Este important că toate orchestrele care trebuia să fie azi prezente sunt prezente aici la Soroca. Este vorba de orchestra de la Suceava, România, din județul Vaslui, orchestra din Comrat, Tiraspol, Căușeni, Zaim și orchestra de la Leova. Cele care sunt mai departe au venit. Și deoarece festivalul totuși are în două zile, am hotărât ca în această zi tot municipiul Soroca să fie în sunetele orchestrei de fanfară. De aceea o să fie o rotație a colectivelor timp de 2 ore jumătate, unde vor, în așa fel că orchestra evoluează în toate cartierele din Soroca. Practic, fiecare orchestră va avea un angajament să cânte pe 2 platouri, în așa fel, cum am spus, timp de 2 ore jumătate, până la ora 20, orașul va avea splendoarea muzicii de fanfară și urmează ca mâine sosesc toate celelalte orchestre ca să facem produs de Soroca și concursul propriu-zis a festivalului Fanfara Argintiei. Amintim că mâine la Soroca va avea loc festivalul concurs național Fanfara Argintiei, ediția 15-a și iarmarocul produs de Soroca. La iarmaroc vor participa peste 50 de agenți economici din raionul Soroca care își vor prezenta produsele și serviciile. Mâine la ora 10:30, parada fanfarelor va porni din preajma stadionului municipal pe strada Independenței, Ștefan cel Mare, până în Piața Libertății. La ora 11 va avea loc deschiderea oficială a festivalului concurs și a iarmarocului produs de Soroca. La 11:30 va fi dat startul concursului fanfarelor și vizitarea expozițiilor. La ora 15, cei prezenți în piață vor putea audia recitalul fanfarelor din orașul Rezina, din România și din Ucraina. Iar la ora 16:30 va avea loc înmânarea premiilor și diplomelor de laureat. Festivalul Fanfara Argintiei este organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism, în parteneriat cu Primăria Municipiului Soroca.